Ne avem o grădină foarte aproape. Erau intervale, se era cimitirul, o proprietate și grădina aia pe care o aveam. Și eram prieten cu, cum spune, am uitat numele românește, la mormântarele, cum se numește? Cu groparul. Groparul. Eram prieten cu el, era un om foarte simpatic și știa că pentru mine cea mai mare plăcere este să-mi dea cranii. Făcea o altă plăcere să văd cum îl scoate, cum îl țări și... O chestie morbidă sau era o chestie inconștient infantilă? Că amândouă, știu puțin, din amândouă, dar special era, pentru mine făcea o plăcere să fotbal, pentru că îl vedeam în aer și după aceea mă precipitam să-l iau, înțelegi? Și nu cred că era morbidă, înțelegi? Era un fel de sport naiv. Probabil că avea și fiind aproape de un cimitir, știi, asistam din când în când la mormântarea. Adică asta îți pierdea semnificația, gravitatea lucrului, a morții? Era o treabă care își pierduse... Însă ea gravă? Da. Eu, se banalizează? Nu, cum în toate chestiile din viață, știi, este o latură pură și o latură impură. Este ea parte de joc și ea probabil totuși trebuia să fie ceva... Adică era o chestie care nu era absolut permisă. Nu era cuplată cu conștiința morții și cu lucrurile genul ăsta, în niciun caz. Cred că nu. Cred că nu, însă totuși am conștient că e ceva anormal. Asta sigur că da. Adevărul că nu vorbeam la nimeni de chestia asta. Era ceva... Intimitatea cu groparul. Groparul. Eram foarte prieten și cum mă vedea, zice, oh, bine, mi-a aruncat un... Înțelegi? Și umorul lui îmi plăcea. Vorbea de chestia asta cum, fără nimic tragic sau mai știu ce. După aceea, proximitatea cimitirului și mormântările, înțelegi? E bun, dar ar fi trebuit ca asta să vă detașeze de problema morții, să vă dea o distanță și nu-ți devină o temă centrală a gândirii. Nu. Deci această experiență s-ar fi cuvenit să vă dea o optică senină asupra problemei sau o ignorare a lui. Nu, că asta era foarte tânăr și chestiile astea, eu aveam 7-8 ani și chiar mai înainte, știi, înțelegi? Obsesia morții se nu-i din spectacolul, probabil că inconștienta a jucat mai târziu, însă, cum spune, obsesia morții este mai târzie, este la 16-17 ani, înțelegi, că atunci a început. Și cred că punctul culminant a fost când am scris aia pe culmele sferele. Când spuneați că ați împlinit 21 de ani și sunteți deja specialist în problemă. Da, vă cunoaște autorii. De asta e adevărat. Înțelegi? Primarie e fenomenul tardiv, dar în tot cazul, proximitatea morții a trebuit totuși inconștient să mă marcheze, știți? Și după aceea, știi, asistam... mai mult sau mai puțin la mormântări și trecând pe acolo, înțelegi? Și în special bocetele, știi, și urletele, înțelegi? Toate chestiile astea. Nu puteau să mă lase indiferent. Însă e greu să precizez când am început să transform senzațiile în probleme, știi? Asta este foarte greu de limitat. Însă, viziunea tragică a vieții e mai târzie, știi? Asta e precis. Thank you.
Eu consider că copilăria mea a fost paradisul. Realmente. De aceea, cum am spus, pentru mine, drama, ziua cea mai tristă din viața mea a fost ziua în care tatăl meu m-a dus la Sibiu, la școală. Nu s-a uit niciodată și asta s-a întâmplat acum în 1920 sau cum. Când aveați 10 ani, nu? Da, da, 10 ani, da, da, așa. Nu s-a uit niciodată. Tatăl meu era într-o căruță, cu, și eu eram înapoi, și ca să merg la Sibiu, nu s-a uit niciodată, am impresia că totul s-a distrus în viața mea, înțelegi, că sunt condamnat la moarte, nu s-a uit niciodată chestia asta. Mi-aduc aminte că într-o scrisoare către Bucurțincu, acest prieten fidel de o viață din copilăria noastră, îi scria următoarele. Tot ce privește satul nostru mă afectează profund. În același timp, am o impresie de irealitate. E un lucru infinit de departe, ca și când ar fi vorba de o existență anterioară.